Accident spectaculos astăzi la Hațeg. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a plonjat cu mașina pe care o conducea direct în râul Galbena. Conducătorul auto a pierdut controlul volanului și a căzut de pe un pod direct în apa râului. Bărbatul a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. În această dimineață, un bărbat în vârstă de 73 de ani din orașul Hațeg, care conducea un autoturism pe o stradă din localitate, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu autoturismul în albia râului Galbena. Conducătorul auto a fost preluat de un echipaj medical în vederea acordării îngrijirilor de specialitate, iar polițiștii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.